ING prezintă fondurile mutuale. Ce sunt și cum le folosim? Ca să înțelegi cât mai bine ce sunt fondurile mutuale, ne vom folosi de un exemplu. Să presupunem că acesta ești tu și acesta e cartierul tău. Aici stai tu. Să zicem că într-o bună zi te apuci să-ți organizezi bugetul și după ce-ți faci toate calculele, rămâi cu niște bani de care nu ai nevoie prea curând. Dacă ar fi mai mulți, ai putea să investești într-o afacere, așa că vorbești cu toți vecinii tăi și câte puțin de la fiecare, strângeți o sumă mai mare de bani și îl însărcinați pe Radu, care n-ați de afacerist și aveți încredere în el, să investească pentru toată lumea. Radu ar putea să investească pe toți într-o cofetărie, dar toată lumea știe că nu e bine să-ți pui toate ouăle într-un singur coș. Așa că, pentru siguranță, Radu hotărăște să investească banii în mai multe business-uri din cartier. În felul ăsta, indiferent de circumstanțe, măcar o parte din banii investiți se vor transforma în profit. Exact așa funcționează și fondurile mutuale, doar că în loc de tine și vecinii tăi de bloc, sunt mii de investitori. În locul magazinelor din cartier sunt acțiuni ale unor companii importante sau obligațiuni emise de diverse state, iar în locul lui Radu e o echipă internațională de specialiști care gestionează fondurile mutuale. Specialiștii ING te vor ajuta să-ți alegi fondurile mutuale care ți se potrivesc. Ai la dispoziție mai multe tipuri de fonduri, unele cu risc scăzut, unde și profitul e de obicei mai mic, iar altele cu risc ridicat, unde și profitul poate fi mai mare. Investițiile în fondurile mutuale ți-ar putea aduce pe termen lung un câștig mai mare decât economiile la bancă. E important să reții însă că ele nu sunt simple depozite, existând și un risc asociat investiției, ca într-o afacere. E bine să investești doar banii de care nu ai nevoie prea curând. Investiția minimă este de doar 500 de lei. Pentru economiile de urgență, poți să folosești depozitele sau contul de economii. Piețele financiare fluctuează mult pe termen scurt. Azi poți să fii pe minus, mâine poți fi pe plus. Pe termen lung însă, valoarea investițiilor în fonduri mutuale tinde să crească. Chiar dacă poți să-ți retragi banii oricând, e bine să-i ții cât mai mult și să nu judeci performanța fondului pe termen scurt. Investește după cum ți se potrivește și ai șanse mai mari să ieși pe plus. ING îți urează multă inspirație!